Lăudat să fie Dumnezeu! Iubiți frați și surori, în această seară permiteți-mi să fac o urare tuturor celor care sunteți prezenți în casa lui Dumnezeu și să vă salut la acest început de an cu un verset frumos din cartea Rut, capitolul 2, acel verset pe care Boaz îl îndreaptă către această femeie Rut și spune în felul următor: Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. Amin. Fie bunul Dumnezeu și pentru anul acesta în care intrăm, un adăpost pentru noi, pentru casele noastre, un turndar tare de scăpare și tot să ne găsim ajutorul la El. Amin. Acum aș vrea să vă rog cu respect să ne ridicăm în picioare, să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 27. Aș vrea să citesc de la versetul 9 până la versetul 25 din această întâmplare, pasaj care poartă titlul Plecarea lui Pavel la Roma. Faptele Apostolilor, capitolul 27, începând cu versetul 9, cuvântul Domnului spune în felul următor: Trecuse destul de multă vreme și călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că trecuse chiar și vremea postului. De aceea Pavel a înștiințat pe ceilalți și le-a zis oamenilor: Călătoria văd că nu se va face fără primejdie și fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, dar chiar și pentru viețile noastre. Sutașul a ascultat mai mult de cârmaci și de stăpânul corabiei decât de vorbele lui Pavel. Și fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabia de acolo ca să încerce să ajungă la Phoenix, liman din Creta, așezat spre miază zi apus și spre miază noapte apus ca să ierneze acolo. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi și ca unii care se credeau stăpâni pe țintă, au ridicat ancorele și au pornit cu corabia pe marginea Cretei. Dar nu după multă vreme s-a dezlănțuit asupra insulei un vânt furtunos numit Eurachilon. Corabia a fost luată de el fără să poată lupta împotriva vântului și ne-am lăsat duși în voia lui. Am trecut repede pe la partea de jos a unui ostrov numit Clauda și abia am putut să punem mâna pe luntre. După ce au ridicat-o în sus, au întrebuințat mijloace de ajutor, au încins corabia cu frânghii și, de teamă să nu cadă peste Sirta, au lăsat pânzele în jos, astfel s-au lăsat mânați de vânt. Fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie. Și a treia zi, noi cu mâinile noastre am lepădat uneltele corabiei. Soarele și stelele nu s-au văzut mai multe zile și furtuna era așa de puternică încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis oamenilor: Trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta ca să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corăbiei. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: Nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați pe locurile dumneavoastră. Iubiți frați și surori, am găsit că este de bună cuvință la acest început de an să citesc din această carte a Faptele Apostolilor o întâmplare a Apostolului Pavel privind o călătorie, pentru că și noi în viața aceasta suntem străini și călători. Și adesea vedem că ale noastre călătorii nu se fac foarte ușor. De multe ori sunt greutăți care vin asupra noastră și vrăjmașul întotdeauna va încerca să ne facă să ne pierdem nădejdea și speranța în Dumnezeu. Dar îmi doresc din toată inima,
Așa cum Dumnezeu a binecuvântat pe acești oameni să scape cu viață și să supraviețuiască, să ne ajute bunul Dumnezeu și pe noi să ne încredem în El din toată inima noastră și călătoria noastră să ajungă până la capăt în împărăția lui Dumnezeu. De aceea aș vrea să îmi intitulez mesajul în felul următor. Nu uita, Dumnezeu este în control. Nu uita, Dumnezeu este în control. Vreau să fie, de fapt, ideea principală care să o observăm în pasajul acesta și indiferent ce ar fi să vină în viața noastră și când momentele vor fi grele, atunci să nu uităm că Dumnezeu este în control, lăudat să fie numele Lui. Viața omului este o călătorie pe pământ. Pavel trebuia să meargă la Roma. Cetatea Romei era numită cetatea eternă. Dar Pavel Apostolul nu se identifica cu însemnătatea numelui acestei cetăți. Pentru că Pavel se identifica cu o altă cetate, despre care spune el în Galateni capitolul 4, dar Ierusalimul care se coboară de sus, el este mama noastră. Și în Cartea Evreilor, în capitolul 11, Biblia vorbește despre acești eroi ai credinței, începând cu Avram și cei care l-au urmat, care erau în căutarea unei patrii, care nu era de pe pământ, ci era în căutarea unei patrii cerești, al cărei meșter și ziditor era Dumnezeu. Pavel dorea să ajungă la Roma, cetatea eternă, dar sigur nu cu aceeași dorință pe care poate că o aveau mulți oameni din vremea lui. Vedeți, Roma la vremea aceea era apogeul lumii de atunci. Orice om liber și-ar fi dorit probabil să ajungă până la Roma măcar o dată în viață. Era un centru comercial mare, acolo se desfășurau jocurile olimpice, cursele de cai, luptele de gladiatori, teatru, circu. De fapt, latinii și romanii se ghidau, așa cum spun istoricii, după câteva dictonuri, își ghidau ei viața lor care o trăiau și spuneau în felul următor: carpe diem, trăiește clipa, sau panem et circenes, pâine și circ. Și conducătorii romani au învățat pe oamenii aceia că dacă vor să fie liniștiți și să nu aibă revolte din partea cetățenilor romani, să le ofere oamenilor acestora pâine și circ, distracție, păgânism și desfrâu, și astfel ei să-și poată conduce poporul. Însă, intenția lui Pavel a fost una foarte diferită. Spune el, trebuie să ajung să văd și Roma. Dar scriindu-le această epistolă către romani, în prima capitol, versetul 15, Pavel spune că am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor care sunteți în Roma. Și aceasta era dorința apostolului Pavel, să ajungă la Roma să le vestească Evanghelia. Însă, nu știa Pavel contextul care va fi adus în viața lui și prin care el va ajunge să călătorească înspre Roma. Nu-i așa? În viața aceasta toți ne planificăm călătorii. Și se vorbea mai devreme din cuvântul lui Dumnezeu și noi trebuie să abordăm această stare umilă, dacă Dumnezeu va voi, dacă ne va binecuvânta și își va pune binecuvântarea peste planurile noastre, vom vrea să facem cu tare sau cu tare lucru. Și toți planificăm aceste călătorii. Însă, când vine vorba de călătoria apostolului Pavel, ea a fost o călătorie pe care poate Pavel n-a înțeles-o atunci când și-a exprimat dorința că vrea să ajungă la Roma. Probabil că se gândea că în libertate va ajunge el să predice Evanghelia. Dumnezeu îi va împlini dorința aceasta. Dar apare la un moment dat arestarea lui în Ierusalim. Și pentru că lucrurile se complică, spune el în Fapte 28, iudeii s-au împotrivit și am fost silit să cer să fiu judecat de Cezar, fără să am de altfel niciun gând să părăsc neamul meu. Ajunge omul lui Dumnezeu, Pavel, într-un context și într-o împrejurare, împins de circumstanțele vieții, ca să nu fie omorât de mâna iudeilor, folosindu-se de dreptul acesta pe care l-avea de cetățean roman, să ceară să fie judecat de Cezar. Și spun conducătorii în felul următor: de Cezar ai cerut să fii judecat, înaintea Cezarului te vei duce la judecată.
Și Apostolul Pavel își începe această călătorie către Roma. În primul rând, frați și surori, aș vrea să observăm din cuvântul lui Dumnezeu că în grija și în controlul său, Dumnezeu îngăduie în călătoriile care le avem pe acest pământ să avem frați și surori care să fie tovarăși de drum împreună cu noi, astfel încât călătoria să se facă mai ușor. Ce bine este să nu fii singur în călătorie. Pentru că dacă ai fi singur, la un moment dat poate te-ai deznădăjdui. Și pentru Pavel, măcar că spune la un moment dat, toți m-au părăsit și s-au depărtat de mine. Cei care erau lângă mine s-au întors împotriva mea și mi-au făcut mult rău. Dar în călătoria aceasta, care avea să fie o călătorie dificilă pentru Pavel, Dumnezeu, în grija și în controlul său, îngăduie o echipă de oameni care să fie tovarăși împreună cu el. Astfel încât doctorul Luca, Aristar, cum spune versetul 2, macedoneanul din Tesalonic, îl însoțesc pe Pavel în călătoria aceasta pe care avea să o parcurgă. Vedeți dumneavoastră, de multe ori călătoriile pe care le facem noi se dovedesc a fi atât de grele și atât de complicate. Apar circumstanțe în viețile noastre încât chiar oamenii cei mai tari ai Bibliei citim că la un moment dat din pricina necazului și din pricina întristărilor au ajuns să-și pună anumite semne de întrebare. Vedeți, Ilie spunea la un moment dat obosit de alergarea lui după ce Izabela dorea să sfârșească cu viața lui, spune, acum, Doamne, ia-mi viața. La ce îi bine să trăiesc? Am rămas singur și caută să-mi ia viața. Fără să știe omului Dumnezeu Ilie că Dumnezeu și-a mai păstrat alte 5.000 de bărbați care erau asemenea lui oameni care au rămas fideli lui Dumnezeu. Dar singur omul acesta a căzut în deznădejde. După aia Ioan Botezătorul la un moment dat, pentru că este aruncat în închisoare, pentru că alege să vorbească drept împotriva păcatului și Irod se întoarce împotriva lui, ajuns în închisoare, la un moment dat, deznădejdea începe să-i cuprindă viața și cheamă doi din ucenicii lui pe care îi trimite la Domnul Iisus cu următoarea întrebare. Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Și Domnul Iisus, prin răspunsul pe care îl trimite, înviorează sufletul lui Ioan. Ce bine și ce minunat să știm că în călătoriile noastre, frați și surori, noi nu suntem singuri. Dumnezeu e în control, Dumnezeu veghează și Dumnezeu creează și un context comunitar în care împreună cu frați și cu surori călătorim înspre patria cerească și aceasta este cu adevărat o bucurie pentru noi, lăudat să fie Dumnezeu. Citeam la un moment dat în amintirile lui Richard Wurmbrand când la un moment dat arestat și bătut pentru a fi, pentru a da o listă cu nume a celor care erau colaboratori și astfel securitatea să-și pună mâna peste pe ei să-i aresteze, au arestat pe un tinerel care l-au adus înaintea acestui bărbat și au început să-l chinuiască. Au început să îl bată. Sigur că omul acesta, la un moment dat, singur fiind în închisoare, a trecut și el prin momentele lui de gândire profundă ce se va întâmpla. Dar au ales securiștii aceia să chinuiască pe un om în fața lui care era un prieten, un tânăr cu care el slujea, ca astfel văzând durerea și necazul acestui om, să dea acea listă de nume. Însă spune el ce mirare a fost pentru că acel tânăr, măcar că era lovit în bătaie și urma să-și piardă viața în bătaia aceea, striga și spunea către Richard să nu cumva să dai lista aceea cu nume, să nu vinzi pe frați. Și faptul acela le-a costat pe tinerelul acela viața, încât securiștii l-au murit în bătaie. Însă vedeți ce minunat a ales să lucreze Dumnezeu ca să nu fie un singur om părtaș la un necaz, ci a pus alături un frate mai tânăr care, încredințat în Dumnezeu, a putut să îl îmbărbăteze și astfel să-și continue călătoria lui prin închisoare de mulți ani.
Pentru că așa face Dumnezeu, iubiți frați și surori. Ne dă ajutoare, ne dă frați, ne dă surori cu care să ne îmbărbătăm. De aceea noi spunem încă de la început de an, bine este pentru noi să nu părăsim adunarea Domnului, să nu părăsim comunitatea, ci împreună cu frați și cu surori să ne îmbărbătăm și împreună să călătorim în călătoria noastră și Dumnezeu prin ei, la momentul potrivit, ne va binecuvânta, slăvit să fie El. Amin. În al doilea rând, vreau să amintesc că există un timp prielnic de pregătire pentru călătorie. E ceea ce aici Biblia numește vremea postului. Și vremea aceasta trecuse și călătoria avea să fie anevoioasă. Este ceea ce noi, frați și surori, de fapt, vrem să facem în aceste 21 de zile de post. Să ne smerim inima înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm. La fel cum Ezra, în capitolul 8, spune acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea lui Dumnezeu și motivul ca să cerem din partea lui Dumnezeu o călătorie binecuvântată pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Și spune el foarte frumos, și mâna Domnului a fost într-adevăr peste noi. Suntem la un început de an și călătoria are necunoscutele ei. Dar ce bine este să urmăm exemplul acestor oameni înțelepți care au înțeles vremea postului, care din vreme au știut să se pregătească pentru călătoria care le era înainte. Spunea Ezra, îmi era rușine să cer împăratului oaste de însoțire și călăreți, pentru că spusesem împăratului, mâna Dumnezeului nostru este cu noi, să ajute pe cei care îl slujesc și nu putem să ne punem încrederea într-o armată omenească. Și spunea el, de aceea ne-am smerit inimile înaintea lui Dumnezeu ca să îl căutăm cu post și cu rugăciune. Bine ar fi ca și noi la această călătorie de început de an să tratăm cu respect aceste zile și să ne smerim sufletele înaintea lui Dumnezeu, cerând lui Dumnezeu o călătorie binecuvântată. Este vremea postului. Nu uitați, Ezechiel la un moment dat ajunge la Anaghie, ajunge într-o vreme grea și apelează omul acela la vremea aceea când a fost el înaintea lui Dumnezeu dedicat și spune, Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea Ta și am fost plăcut înaintea Ta. Sigur că lucrurile acestea nu sunt lucruri pe care noi le vom folosi să-L cumpărăm pe Dumnezeu. Dar spune Ioan un principiu, praibiților, dacă nu vă osândește inima, aveți îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu. Și sigur că cine știe să se smerească înaintea lui Dumnezeu, capătă această îndrăzneală și Dumnezeu îi ascultă rugăciunea. Vremea prielnică pentru această călătorie, vremea postului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. În al treilea rând, frați și surori, nu trebuie să fim dezamăgiți când vorbele noastre nu vor avea greutate pentru cei din jurul nostru. Uitați-vă puțin, spune aici, Pavel a înștiințat pe ceilalți și le-a zis, oamenilor, călătoria văd că nu se va face fără primejdie și fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, dar chiar și pentru viețile noastre. Sutașul a ascultat mai mult de cârmaci și de stăpânul corăbiei decât de vorbele lui Pavel. Și fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabia de acolo ca să încerce să ajungă la Phoenix, liman din Creta, așezat înspre miază zi, miază apus și să ierneze acolo. Și începuse să sufle un vânt ușor de miază zi și ca unii care se credeau stăpâni pe țintă, au ridicat ancorele și au pornit. Omul lui Dumnezeu, Pavel, a fost acela care a avut o lumină mai bună și vorba lui era mai de dorit de a fi luată în considerare și felul cum omul acesta vrea să lucreze era mai bine pentru ei. Dar vedeți, nu a fost luat omul acesta în considerare. Iubiți frați și surori, lucrul acesta pentru noi are o însemnătate. De ce? Pentru că biserica este chemată să lumineze. Spunea Domnul Iisus, voi sunteți lumina lumii și o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și totuși, biserica luminează de peste 2000 de ani și cei mai mulți oameni o ignoră. Cei mai mulți oameni nu vor să primească mesajul bisericii. Cei mai mulți oameni nu vor să audă ceea ce biserica are de spus.
Faptul acesta pe noi nu ar trebui să ne deznădăjduiască. Vorbele pe care le spunem noi adesea în circumstanțele vieții sunt vorbe care le primim de la Dumnezeu, ca înștiințări, ca lumină, ceea ce îi bine să facem. Dar de multe ori vom observa că vorbele noastre nu vor avea mare greutate înaintea oamenilor. Poate nu vor avea mare greutate înaintea copiilor tăi care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu descuraja! Dumnezeu este în control. Luminează lumina așa cum Dumnezeu te-a pus și urmează exemplul apostolului Pavel. Oamenii se cred stăpâni pe țintă. Au pornit cu acest dor și cu această certitudine că la locul la care s-au pornit vor ajunge. Și se credeau stăpâni pe țintă. Și într-adevăr, până în ziua de astăzi, oamenii se cred stăpâni pe lume, pe viitor și nu realizează că se aruncă înspre nenorociri, trăgând și biserica după ei. Oamenii, până în vremea de astăzi, se joacă cu medicina, se joacă cu biologia, se joacă cu ingineria aceasta umană și încearcă să producă diferite forme de viață. Dau naștere la virus, la bacterii, care la un moment dat ajung să trăiască toată omenirea într-o direcție în care toți au de suferit. Și istoria aceasta recentă pe care noi am trăit-o ne-a dovedit încă o dată lucrul acesta, că și creștinii au putut să fie victime datorită direcției pe care a luat-o lumea aceasta. Și creștinii s-au îmbolnăvit și creștinii mor până în ziua de astăzi, dar totuși Dumnezeu este în control. Într-adevăr, oamenii se cred stăpâni pe țintă. Încearcă să dea direcții lumea acesteia. Și noi nu știm ce va duce viitorul și planurile care se fac în dosul ușilor, crezând oamenii aceștia că sunt la cârma lumii. Dar noi știm, iubiți frați și surori, că la cârma nu doar lumii, ci a întregului univers stă Dumnezeu și El pe toate le controlează. Dumnezeu știe din toate lucrurile să scoată un avantaj care să-L folosească pentru El și pentru poporul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de Iosif, care fusese vândut de frații lui? La un moment dat, când aceștia vin, el le spune în felul următor: voi negreșit, v-ați gândit să îmi faceți rău, dar Dumnezeu a întors tot răul acesta înspre bine pentru că vrea să scape viața acestor oameni. Dumnezeu știe chiar și din circumstanțele acestea grele ale vieții care se vor abate peste noi să întoarcă lucrurile în așa fel încât poporul lui Dumnezeu totuși să rămână în picioare. Nu înseamnă că nu va trece prin necaz. Nu înseamnă că nu va fi târât în direcția lumii acesteia și nu va suferi anumite lucruri. Dar spune Biblia în Psalmul 34, Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îl scapă din primejdie. Nu scapă de primejdie. Primejdiile vor veni peste viața noastră, dar din mijlocul primejdiei, Dumnezeu știe să scape pe cel ce este al lui Dumnezeu. Spune așa de frumos Ștefan Martirul în Fapte, capitolul 7, când vorbește despre istoria poporului evreu, spune despre Iosif, care a ajuns la un moment dat să fie în închisoare, a ajuns să fie părăsit și lepădat de oameni, dar spune acolo foarte frumos Ștefan despre el: dar Dumnezeu a fost cu el în toate necazurile lui. Și în închisoare Dumnezeu a fost cu Iosif și l-a ridicat. Și în toată viața lui în Egipt, Dumnezeu a fost cu Iosif în toate necazurile lui. Vedeți? Nu înseamnă că nu vom ajunge poate prin strâmtorări. Nu înseamnă că poate nu vom ajunge prin necaz. Dar știți, frați și surori, că chiar și în momente de necaz și de încercare, Dumnezeu este în control. Dumnezeu știe să întoarcă lucrurile în așa fel încât numele Lui să fie glorificat. Uitați-vă ce frumos spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe, și aceasta este un lucru pe care noi ca și Biserică Pentecostală l-am adoptat și ținem la el și îl prețuim foarte mult: lucrarea, frumusețea și importanța lucrării Duhului Sfânt în vreme de furtună. Spune aici că soarele și stelele nu s-au văzut multe zile. Corăbierii și marinarii se ghidau după soare, se ghidau după stele. Dar în momentul acela în care a început să apară o confuzie totală, în care n-a mai avut repere încotro să alerge, era acolo un om al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu îl vizitase printr-un înger și spune: nu te teme,
Pavele și aduce rezoluția pentru ceea ce avea să fie scăparea lor. Mi-aduc aminte că în momentele pe care și noi le-am petrecut și în pandemie și înainte și după, ajung la un moment dat momente în viața noastră atât de specifice încât nu știm ce să facem și încotro să alergăm. Și aici intervine frumusețea lucrării Duhului Sfânt. Când nu mai știi încotro să apuci, când citești cuvântul lui Dumnezeu și parcă nu găsești un cuvânt specific pentru problema ta, în momentele acelea Dumnezeu știe să intervină și specific nevoii și situații în care te găsești, Dumnezeu poate să vorbească. Spune aici: un înger al Dumnezeului al căruia sunt eu și cărui slujesc mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului. Ce bine să ai această liniște când toți oamenii au pierdut orice speranță de viață. Toți care erau acolo, în majoritate, peste 150 de suflete, au pierdut speranța aceasta de viață. Dar era un om pe care Dumnezeu îl vizitase. Și era apostolul Pavel care primește această vizită a îngerului noaptea și spune: Pavele, fii liniștit. Dumnezeu e în control. Dumnezeu veghează. Tu trebuie să ajungi la Roma și trebuie să stai înaintea cezarului. Frați și surori, bine este pentru noi să punem la loc de cinste în viața noastră cuvântul lui Dumnezeu și lucrarea Duhului Sfânt a lui Dumnezeu. Pentru că vin momentele acelea grele în viețile noastre când Dumnezeu ne va vorbi specific la problemele care le avem și putem să căpătăm o lumină când în jur poate să fie confuze. Și lucrul acesta este atât de frumos și atât de dorit, slăvit să fie Dumnezeu. Să nu uităm că viața celui neprihănit poate salva și viața altor oameni. Din pricina omului acestuia, Pavel, care era în corabie, spune îngerul: nu te teme, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. Nu știu ce s-ar fi întâmplat cu oamenii aceia dacă în corabia aceea nu era și omul lui Dumnezeu Pavel. Dar vedeți ce mare preț are înaintea lui Dumnezeu un suflet neprihănit. Încât îi spune Dumnezeu lui Avram: să știi, Avrame, că dacă găsesc 10 oameni neprihăniți în cetatea Sodomei și a Gomorii, cruți toată omenirea care este acolo și nu aduc încă judecata peste ei. Pentru 10 oameni neprihăniți, Dumnezeu era în stare să cruțe și să ierte. Vedeți, Pavel Apostolul a avut atâta preț înaintea lui Dumnezeu, încât Dumnezeu îi spune: și îți dăruiesc pe toți cei ce merg împreună cu tine cu corabia. Nu era nici măcar acel centurion stăpân peste Pavel, măcar că el îl stăpânea. Pavel, în ochii lui Dumnezeu, era acolo personajul principal, pentru că era omul iubit și prețuit înaintea lui Dumnezeu. Spune Biblia despre noi că suntem sarea pământului. Printre multele alte roluri bune pe care sarea le are, iubiți frați și surori, sarea are puterea de a conserva. Sarea are putere de a păstra nealterat un produs. Dacă noi suntem sarea acestei lumi, Dumnezeu, să știți că ține seama de oamenii neprihăniți care sunt pe pământul acesta și face bine și celor care sunt în jurul lor. Și uitați-vă, avem în exemplul acesta lui Pavel un exemplu frumos cum Dumnezeu se uită la acest om neprihănit și salvează și pe alții. Trăim într-o societate atât de multiculturală, în care oamenii se închină în atâtea diferite feluri, fiecare cum înțelege. Dar ce bine este că pe strada unde locuiești, între oameni de multe națiuni, este acolo un copil al lui Dumnezeu, care e sarea pământului și Dumnezeu face bine și altora din pricina ta. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să fim această sare, să fim această lumină și astfel cei din jurul nostru să beneficieze de acest har din partea lui Dumnezeu. Vreau să mai spun, frați și surori, că indiferent de contextul încercărilor care vor veni peste noi, unde va ajunge corabia, să știți că nu Eurachilon este acela care va avea
decizia și direcția finală. Dumnezeu îngăduie corabia vieții noastre să ajungă chiar și prin încercări acolo unde Dumnezeu vrea să ajungă. Au ajuns la un moment dat, s-au naufragiat în insula Malta. Și acolo era un om care avea nevoie de vindecare. Se prea poate Dumnezeu să aducă contexte în viața noastră care să nu fie după planurile noastre, care să nu fie locuri unde ne-am dorit să mergem și totuși Dumnezeu să ne împingă într-acolo, printr-o boală, printr-o suferință, s-ar putea să ajungi la un moment dat pe un pat de spital și poate te vei întreba, Doamne, de ce m-ai îngăduit să ajung în locul acesta? Și când îți vei întoarce ochii de jur împrejur, poate vei găsi lângă tine un suflet căruia Dumnezeu vrea să-i vorbească. Și atunci să fii încredințat, Dumnezeu în control, corabia ajunge acolo unde Dumnezeu vrea să ajungă. Pentru că în insula Malta, spune cuvântul lui Dumnezeu, au petrecut preț de 3 luni și imaginați-vă că 3 luni Pavel vorbește despre împărăția lui Dumnezeu. Pavel întemeiază acolo o mișcare creștinească. Oamenii aud de Dumnezeu, bolnavii se vindecă și locul acela, ostrovul acela, capătă un sens al vieții și lumina creștinismului pătrunde până acolo. În ce împrejurare? Prin încercarea apostolului Pavel și prin greutatea călătoriei pe care o are, Dumnezeu îl trimite acolo unde el vrea să lucreze. Noi nu știm, frați și surori, viitorul și ceea ce Dumnezeu va îngădui pentru noi. Și am să spun doar ceva, fără prea multe detalii, dar foarte actual. Și Dumnezeu vorbea la un moment dat fratelui Andrei când fusesem la Chicago la o noapte de veche și spunea printre altele Duhul Sfânt, bărbatule, pregătește-te să dai socoteală înaintea celor mari. Dar nu doar el, toți care suntem creștini, la un moment dat vom ajunge să dăm socoteală de nădejdea care este în noi. Chiar și în momentele acelea, frați și surori, când va fi greu și o presiune pentru trupul acesta omenesc, vom putea noi să stăm în picioare și Dumnezeu să strălucească prin noi? Dacă înțelegem că Dumnezeu este în control, înțelegem că Dumnezeu este acela care păzește viața noastră, păzește corăbioara noastră și nu se întâmplă decât ceea ce Dumnezeu îngăduie să se întâmple, lăudat să fie numele Lui. Și la un moment dat, când poate furtuna va fi prea grea și viața îți va fi amenințată, se va putea ca și în întâmplarea ucenicilor, pe valurile mării, să vină la tine Fiul lui Dumnezeu, să-ți întindă o mână și să spună vino la mine și atunci vei putea să mergi peste val cu Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu e în control. Pentru că dacă prin legea naturală un om se scufundă în apă, când vine Fiul lui Dumnezeu și se întinde mâna, poți să treci și peste apă. Poți să sfidezi legile acestea naturale și Dumnezeu știe să lucreze atât de minunat și atât de frumos pentru că El este în control. Ne stă în față anul 2024, cu multele lucruri care nu știm ce vor fi. Nu știm ce Dumnezeu va îngădui. Noi dorim să lase Dumnezeu vremuri de libertate. Noi dorim să ne bucurăm la seri de stăruință, la seri de prelungite de rugăciune, nopți de veche, la slujbe în casa lui Dumnezeu. Dar, indiferent ce cea Dumnezeu va îngădui să vină, frați și surori, să folosim momentele acestea de libertate, de har, să ne zidim înaintea lui Dumnezeu, să ne umplem de putere de la Dumnezeu și apoi, când Dumnezeu va îngădui și momente care vor fi grele pentru noi, să nu uităm că Dumnezeu e în control și vrea să se folosească și de noi. Dumnezeu să binecuvinteze toată adunarea. Să facă bunul Dumnezeu că anul acesta să fie anul biruințelor în care familiile noastre să fie reîntregite. Dacă mai sunt fii risipitori, Dumnezeu să-i întoarcă acasă. Dacă mai sunt dorințe și neîmplinite făgăduințe pe care încă nu le-ați văzut împlinindu-se, Domnul Dumnezeu să le ducă la îndeplinire. Să avem încredere în Dumnezeu că ceea ce spune Dumnezeu face și împlinește. Dumnezeu nu se dezminte pentru că nu este ca omul. Și când oamenii te
părăsesc. Dumnezeu este aproape și este în control. A creat universul acesta, a creat pământul acesta și pe pământul acesta o ființă umană care este atât de mică. Spunea Iacov, un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Și asta e viața omului în comparație cu eternitatea. Dar pentru un abur care se arată puțin tel și apoi piere, a venit să moară Fiul lui Dumnezeu. A venit să ne răscumpere din păcat, să ne întoarcă înspre El, să ne așeze picioarele pe calea mântuirii, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu. Merită să spunem din toată inima, lăudat să fie Dumnezeu. Credeți, frați și surori, că indiferent de ce va veni, Dumnezeu este în control? Să ne ajute Bunul Dumnezeu, să ne încredem în El și viața noastră să ajungă la liman în cetatea cerească. Amin.